La câțiva pași de primărie există o stradă care are nevoie de reparații capitale. De jur împrejur, primăria a asfaltat tot ce se putea asfalta. Numai fosta stradă Bistriței, rebotezată Aviator Mircea T. Bădulescu, a rămas așa cum era, plină de gropi și cu trotuarele sfărâmate. O boală nemiloasă pare să o macine din temelii, pentru că și multe dintre casele de pe ea dau impresia că se vor prăbuși în orice clipă. Se pare că strada a fost uitată de responsabilii din primărie, care de multe ori se întâmplă să nu vadă pădurea din cauza copacilor. Dar n-au asfaltat ei deloc de atâta plumba, mă, că ar urmă de mașină. Trei sferturi acolo, că pe urmă face curbă la sferturi. În mașină, în două, în partea aia. Unde? În ce parte? Aici, în partea. Aha, spre ieșire, copii. Da, spre, da. Și de mult așa pe aici? Este de mult asta, că noi venim mereu cu mașinile. Dar, conform afirmației viceprimarului Ionuț Apostu, există o explicație. Da, aici este o situație aparte legată de faptul că în acest an compania de apă trebuia să înlocuiască rețeaua de alimentare cu apă pe această stradă, pentru că ea era prevăzută în programul de asfaltare. Este o zonă centrală, o stradă din zona centrală a municipiului Buzău și programul demarat în urmă cu un an, cu celelalte străzi Anea Ipătescu și cele limitrofe, să-i spunem, Palatului Comunal, urmau să fie asfaltate în acest an. Așteptăm derularea investiției de către compania de apă pentru a fi prinsă în asfaltare și această stradă. Ar putea fi un motiv suficient pentru ca strada să mai aștepte până va putea fi asfaltată, dar gropile ar fi putut fi plombate până acum dacă Urbis ar fi fost solicitat de cineva cu putere de decizie. Au încercat riveranii să suplinească treaba drumarilor și au astupat gropile mai adânci cu cărămizi căzute, probabil din clădirile ruinate și ele până în temelii. Deocamdată vom interveni cu plombe în zilele următoare pentru a mai acoperi acele găuri și eu am trecut pe această stradă și am observat că se prezintă într-o stare destul de proastă, însă, așa cum spuneam, așteptăm înlocuirea rețelei de apă. Se întâmplă de multe ori ca oamenii să nu vadă lucruri evidente pentru că s-au obișnuit cu ele și este nevoie să li se atragă atenția. Este și cazul străzii de lângă primărie.